grădiniță modernă, luminoasă, spațioasă, confortabilă și cu siguranță toate acestea vor pune amprenta asupra micului elev care vine, adică viitorului cetățean. Pentru că știți bine, dacă trăiești într-un mediu evoluat, și copilul evoluează volens, nolens. Sunt sigur că și cadrele didactice care vor preda, doamnele educatoare, la aceste grupe, sunt încântate, deoarece tot ambientul acesta te motivează să îți desfășori activitățile la un nivel cât mai înalt pentru a avea rezultatele scontate. Mă bucur că astăzi să fim împreună, pentru că îmi doream de foarte mult să ne revedem, dar astăzi mă bucur că sunt părtaș la bucuria dumneavoastră. Nu în fiecare zi se construiește o grădiniță, nu în fiecare zi realizez astfel de obiective, pentru că dacă nu avem sănătate și educație, cultură, n-avem viitor. Despre domnul primar aș putea spune foarte multe lucruri. Cunosc de vreo 8 ani de zile, ne știm. Am lucrat împreună la Consiliul Județean. S-au realizat foarte multe lucruri în comuna Ivești. Chiar foarte multe. Știu că investițiile din domeniul învățământului, educației, sunt investițiile tale de suflet. Te felicit și eu la rândul meu. La mulți ani peste secole! Doamne ajută! Care hainuțele, gentuțele, acolo e camera. Ia uitați, aici stau de spectacole. Frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Sistemele, stingere. Stingere, video, geamuri multe, luminoase, chiar cu ei să vină sopra. Pentru că se aduc cele trei clase de grădiniță aici și rămân acum libere să învețe toți copiii de dimineață. Câte e modelul ăla cu 6 clase? 6 3. 3. Da, cine spunea că dreptate, trebuie populate de acum. Ei sunt copii. Da? Sunt acolo, vin aici. Ah, și acolo au venit clasele libere pentru a învăța pe ciclul primar. Ai funcționat acolo. Da, pe... Ah, super, foarte frumos. Foarte frumos. Aici pentru cadrul de educație, pentru femei și aici pentru copii. Și lucrări de calitate, știi. Da, să vede. Lucrări de responsabilitate. Bijuteria noastră, pe care o purtăm cu plăcere. Și aș dori ca întreaga comună să se umple de astfel de bijuterii. Domnule președinte, ce înseamnă această nouă realizare de la Ivești? Înseamnă viitor.
copii înseamnă viitor și dacă nu ai grijă de copii, nu ai grijă de viitorul unei comunități. De aceea felicit pentru cei din Comuna Ivești, îl felicit în primul rând pe domnul primar Cornel Hamza pentru că a făcut o prioritate din viitorul copiilor, pentru că ăsta este viitorul. Îl felicit pentru că a știut să se aplece foarte mult pe ceea ce înseamnă sănătatea cetățenilor din Comuna Ivești, pentru că în afară de aportul pe care și l-a adus și a mai spus-o și o repet, meritul 100% pentru deschiderea spitalului de la Ivești, a secției exterioare a Spitalului Județean la Ivești, este meritul 100% a primarului Cornel Hamza. Îl felicit pentru că a făcut prioritate din cele două domenii, pentru că un popor, o nație are nevoie să fie sănătoasă și să fie bine educată. Nu mai spun despre celelalte realizări, despre drumurile pe care le-a realizat în comună, despre terenurile de sport, despre școli, despre dispensare, adică despre cămile culturale, despre muzeul pe care îl avem la Ivești, este în subordinea Consiliului Județean, adică în momentul de față putem spune că atunci când venim la Ivești, nu venim în Comuna Ivești, venim într-una dintre comunitățile cele mai frumos gestionate și administrate de către o primărie. Felicitări, domnule primar, felicitări echipei din spatele dumneavoastră, pentru că niciodată nu poți să realizezi nimic de unul singur, doar în echipă. Felicitări echipei de consilieri locali și, bineînțeles, aparatului de specialitate din primărie, pentru că sunt suportul tehnic și legal pe care îl aveți, iar eu cu la Ivești de fiecare dată voi veni cu mare drag, cu mare bucurie, pentru că ne leagă proiecte comune, proiecte la care am lucrat împreună și când domnul Hamza era vicepreședintele Consiliului Județean și proiecte comune pe care le avem Consiliul Județean și Primăria Ivești pentru Comuna Ivești. În Comuna Ivești, Spitalul din Ivești, împreună îl vom dezvolta, pentru că vrem să construim acea secție exterioară a Spitalului Județean de recuperare neurologică. Aș vrea să știu cum au fost cei 4 ani de primărie. În primul rând mulțumesc și eu domnului președinte pentru ajutorul acordat la 1000 personal comunității iveștene. Timpul, de ce se vorba despre timp, este cel pe care l-am consumat special pentru comunitatea iveșteană. Nu am afaceri, nu am pământ, nu fac altceva decât administrație. Că de mai dacă ne întoarcem puțin și ne uităm la școala aceea, a făcut acoperișul acum câțiva ani pentru Căpua. A scos la licitație dispensarul de 16 miliarde de lei de la Bucești. Și astăzi am făcut fișa pentru a depune la CNI a unui alt proiect și ultimul proiect de asfaltare din Comuna Ivești, 6 km și podul de peste râul, fostul râu Bârlad din Ivești. Păi cum a fost? A fost ca o ardere. Iar cetățenilor din comuna mea, Ivești, pe care o iubesc și al cărui fiu sunt, le urez multă sănătate, bucurii și prosperitate.